Deci, iată, am ajuns la stupul primit cadou numărul 23. Acum am observat, e numărul meu preferat, fiind născut în 23, numărul lui Jordan fiind 23, eu fiind un mare fan al basketului. Și mi-am pus și magnetul de culoare albastră, culoarea mărcii, și o să mai pun una aici de elită. No, dar haideți să vedem, am filmat azi mai cu 2 ore înainte ce zburau albinele. Cum am zis, cred că e mai cald. Teoretic nu știu, dar așa era vorba. Și haideți să vedem. Deci sunt foarte curios ce este în ea. Mă gândesc aici la puiet. Așa, le-am dat turta proteică. Va veni un val de fric foarte tare, dar eu zic că fiind albină multă, nu e o problemă. Haideți să vedem. Deci am pus turta proteică cam de 2 zile, cred că, și așa au început să o lingă. E turta făcută de mine. Vedeți, numai am săpat un șanț, am făcut o linie, nu se scurge, nu se umezește, nu am probleme. Așa arată. Haideți să văd cum reușesc să ridic cu o mână. Trebuie să desfirez un pic, să scot, să mișc ramele. Și am scos o ramă și am întărit un alt roi. Mi se părea la fiind prea slab și de-aia au dispărut o ramă, chiar două, dar una era cu mâncare și albină. Deci cam o ramă jumate de albină am mutat într-un alt stup aici lângă mine. Haideți să vedem. Deci eu sunt curios de cât puiet avem. Decimetri, centimetri pătrați al lui Costin, că îi numărăm. Mă mir cum de nu numără celulele să vadă cât i-au oat. Deci, aiurea. No, indiferent, haideți să vedem. Deci s-a dat liber la turta proteică la mine, dar doar la familie care este peste 4 rame de albină. Deci pe sub 4 rame de albină, părerea mea personală e că nu are ce căuta încă turta. Haideți să vedem de puiet. Deci am mișcat prima ramă și haideți să o ridic. Asta era, mai aveam încă o ramă jumate încolo, deci nu-i prima, e prima acum. Ce-mi văd ochii? Oare Costin ce ar zice, câți centimetri, decimetri mi este puiet până acolo undeva? Oat. Cum nu pot? Va, eu oat și până aici. Haideți, stați să văd. Aici nu văd exact în... Dar este, deci așa, jumătate din rame este jumătate, aproape jumătate este oat, așa. Deci asta era prima ramă. Jumătate, hai să zicem 33%. Da, e oat destul de bine. Așa, haideți să vedem și următoarea. O să o restrâng. Deci o să o restrâng. Pe care nu este puiet, o scot după diafragmă. O să pun diafragma și o să o scot. Și acolo este puiet. Da. Deci ăsta e. Acum, bine, e vremea, acum a ieșit soarele și nu am, un picuț am acum.
O să o restrâng categoric. Și-a consumat hrana. Asta e cu miere. Ia să vedem aici, văd. Nu, deci este pe cele două rame dincolo. M-aș uita și după matcă. Deci se pare că am luat albină destul de bine. Era gemul format pe partea asta la altă. Deci era gemul format aici și erau sper că nu am mutat masca dincolo, că nu m-am uitat după ea, că am zis că ea e mărginașă și o să mă uit acum după matcă. No, deci cam pe două rame este puiet și trebuie răstrâns, o să restrâng, să pun turta proteică și asta arată pe capul lor și cam asta ar fi. Deci, spor la toate și sănătate multă. No, haideți să nu stau, a ieșit și soarele frumos. 12 grade, dimineața mi-a zburat la 6 grade când am ajuns. Haideți să-mi fac repede ce am de meșterit. Numai bine și sănătate multă.